Universitatea din Craiova organizează admiterea pentru anul universitar 2015-2016. În total sunt disponibile 2800 de locuri la buget și 3100 la taxă. Printre facultățile la care se fac înscrieri în această perioadă se numără cea de litere și Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. La Facultatea de Litere, absolvenții își pot depune dosarele până în data de 23 iulie. Admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Excepție fac domeniile care presupun aptitudini vocaționale. În total sunt disponibile 306 locuri la buget și 430 de locuri la taxă, distribuite în 4 domenii. Facultatea de Litere este o facultate complexă. Școlarizăm studenți repartizați pe 4 domenii. Domeniul principal este limbă și literatură, apoi avem un domeniu de limbi moderne aplicate, teatru și artele spectacolului și științe ale comunicării. La Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Numărul de locuri la buget este 370 și la taxă 320. La Craiova, specializările oferite în ciclul de studii sunt management, marketing, economia comerțului, turismului și serviciilor, contabilitate și informatică de gestiune, finanțe și bănci, aici vorbim de programe de studiu cu predare în limba română, dar și în limba engleză, informatică economică și statistică și previziune economică și economie și afaceri internaționale, programe de studiu de asemenea cu predare atât în limba română cât și în limba engleză. În urma realizării evaluării externe a calității academice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Universitatea din Craiova a primit calificativul grad de încredere ridicat.